Următorul nostru invitat cred că nu are nevoie de prea multe prezentări. Numai dacă îi spun numele, e totul clar. Este cel mai bun sportiv din Republica Moldova, desemnat în anul 2022, campion mondial. Este vorba despre Denis Vieru, judocan, celebrul nostru judocan la care ține mult. Bună, Denis, bine ai venit! Bună! Îmi pare bine că ți-ai făcut un pic de timp și ai trecut și pe la noi în seara asta. Cu drag! Ce faci tu zilele astea? Păi, este o perioadă mai neobișnuită pentru mine, pentru că, în primul rând, sunt acasă, alături de familie, de obicei nu este așa, și mai mult timp acord lor acum. Și plus, îmi mai hotărăsc câteva chestii personale prin oraș. Așa, ok. Dar ai zis interesant că e o perioadă mai deosebită pentru că stai acasă și tu nu prea ești obișnuit cu statul acasă. Nici de cum nu. Și savurez, dacă sincer, savurez din liniștea, din, totuși nu este un program aglomerat. De obicei, în perioada asta aveam un cantonament la munte sau o competiție și acum e ceva mai neobișnuit. Anul s-a încheiat cu bine, cu brio. Între galele care le-am avut, am avut și un turneu de Masters și îmi pare bine că este prima dată la acest turneu când am cucerit o medalie. Nu doar e prima dată pentru mine, dar și pentru Republica întreagă. Deci era un turneu foarte, foarte puternic, care includea primii 32 de sportivi în lume. Și a fost bine. Știi, Denis, eu cred că noi deja, nu știu dacă asta e bine sau nu e foarte bine, cumva noi ne-am obișnuit că atunci când vine vorba despre tine sau când vine vorba despre alți sportivi de-ai noștri de performanță, e clar că voi aveți succes și parcă mi se pare că e de la sine înțeles că oriunde vă duceți, o să faceți, o să ne reprezentați țara foarte frumos și o să vă întoarceți acasă cu rezultate bune. Dar cred că asta poate nu e atât de bine, pentru că asta înseamnă că noi nu înțelegem cât efort și câtă muncă, de fapt, depuneți voi. Cu sigur, este o muncă foarte grea și vreau să spun că avem o echipă în țară, una tânără și foarte, foarte bună, ambițioasă. Și în fiecare gen de sport, practic, este câte o persoană, două, care face mereu față. Sunt și fete și băieți care sunt stabili și an de an ne bucură cu rezultate frumoase, acești Nikita Tarnovski sau Irina Rângaci, mai este și Adrian, deci suntem o gașcă foarte bună și sper ca la Paris să obținem rezultate cât mai frumoase, pentru că merităm și suntem niște sportivi muncitori și ne dorim foarte mult succesul. Asta pe noi și ne unește. Voi sunteți și prieteni? Există prietenie, relații de căldură între... Sigur. Între personal, voi. Eu simt o relație de colegială, să zicem așa, și mereu când am ocazia să mă întâlnesc cu acest sportiv, mai stau și la discuție, ies la o cafea și îmi pare bine. Da, să revenim totuși la perioada asta în care tu stai acasă. Denis, uite, noi am avut ediții speciale și pe data de 24 și pe 25 ieri. Pe 24 a fost la noi Anastasia, Nikita, cu iubitul ei, cu Valeriu. Și chiar îi întrebam despre, tot așa, despre sărbători și dacă ei își permit la masa de sărbătoare să mănânce din toate. Tu îți permiți să guști din toate? Cu siguranță. Sunt deja adaptat la aceste lucruri. Doar că e o deprindere să fiu mereu fit și păstrat, să zicem așa, începând de la o alimentație corectă, deci îmi permit și o alimentație mai puțin corectă, dar totul trebuie să fie în norme normale. Și asta cred că și mă definește. Vreau mereu să arăt cât mai tânăr pe parcursul anilor și să fiu sănătos. Și sper să înțeleagă și lumea, anturajul, că cât este de important, de fapt, să te ții și să te menții bine. Așa este. Dar tu și ești foarte tânăr. Da. De fapt. Denis, ce-ți amintești tu din sărbătorile copilăriei tale? De fapt, anul nou pentru mine era o sărbătoare foarte frumoasă. Cu anii am pierdut acest contact. Credeam și cred, de fapt, în Moș Crăciun și sfătuie toți copiii să scrie câte mai multe scrisorele și dorințele devine realitate, sigur. Și așteptam anul nou probabil pentru cadouri, pentru acea atmosferă frumoasă, pentru același Moș Crăciun și a fost o copilărie frumoasă. Și acum nu este mai rău. Ți-amintești vreun cadou, poate special, din copilăria ta? Ceva ce ți-ai dorit foarte mult într-un an și chiar ai primit ceea ce ți-ai dorit? A fost, de fapt, multe cadouri.
Doar țin minte un moment foarte frumos la care m-am uimit. Noi de obicei petreceam anul nou la Nana și într-o seară am plecat și eu zic, tata, să închizi și geamurile și ușa, să vedem cum o să intre Moș Crăciun. Și el, da, și a reușit totuși Moș Crăciun să intre. După care m-a uimit cu un cadou. Deci aveam probabil 4-5 ani și am fost foarte impresionat. Eram plin de emoții, erau peste măsură. Și ai înțeles că chiar dacă s-au închis toate ușile și toate geamurile, moșul tot a intrat în casă. Are căile lui, sigur. Asta e chiar o lecție frumoasă, știi? Un moment frumos. Denis, pentru că mai devreme te-am întrebat despre colegii tăi. Da. Te-am întrebat dacă sunteți prieteni, dacă vă cunoașteți, așa? Eu m-am gândit că... M-am gândit că ar fi interesant să vedem cât de bine îi cunoști pe colegii tăi de breaslă, să zic așa, și am pregătit așa o mică provocare pentru tine. Pe ecranul ăsta o să apară câte o fotografie, dar e o fotografie doar cu privirea, doar cu ochii unor persoane, colegi de ai tăi. Uite, de exemplu, în această fotografie, tu îți dai seama despre cine este vorba doar după... După ochișori, după mimică? Da, după ochișori. Da, Ciobanu. Victor Ciobanu, yes. Corect. Imediat apare și fotografia întreagă. Ăsta este Victor Ciobanu. Sunteți prieteni? Suntem colegi, am zis. Da. E un sportiv foarte, foarte bun, cu o istorie, cu niște rezultate remarcabile. Deci a făcut istorie pentru Republica Moldova, chiar ca și ceilalți sportivi. Mergem mai departe, aici. Tarnovski, evident. Da, Serghei Tarnovski. Cred că nu trebuie, cred că noi trebuia fără sprâncene să-ți dăm fotografiile astea. Da, este vorba despre Serghei Tarnovski. Imediat apare și imaginea integrală. Asta e o fotografie chiar reușită. Sigur, totuși acest sportiv a dat dovadă de un caracter puternic. Pentru că părerea mea este dublu premiat la Jocurile Olimpice și complimente, este un sportiv de talie înaltă. Aici? Wow, am niște semne de întrebare. E, nu, sincer? Sincer. Ia zi. Stai că acuși o să... Evident. Cine e? Probabil, dacă nu ghiceam, era supărat. Foarte, foarte, da. E Dorin Goțonoagă. E Dorin Goțonoagă. Doar că, da, privea alături, nu direct la mine. Da, și Dorin, un mare sportiv. Mândri suntem și de el. Și cred că mai aveam pe cineva, încă două fotografii cred că mai aveam. Nu, asta e tot Dorin, așa, aici. E Irina Rângaci. Deci... Eu care am crezut că poate îl punem în dificultate pe Denis. Da, este Irina Rângaci. Dar cred că după forma ochilor pe Irina e foarte ușor să... Da, forma, culoarea, da. Și mai ușor acum. Și mai ușor. Nikita. Anastasia Nikita, exact. Fetelor, nu știu, sunt niște sportive deosebite, pentru că... Deci nu concurez cu fetele și nici nu-mi permit asta, doar că, să vă spun de dreptul, sunt sportive stabile și un mare respect lor, pentru că, totuși, luptele este un sport greu și să faci față provocărilor, au caracterul bun. Denis, eu te-am mai întrebat asta, dar te mai întreb încă o dată. De unde vine, de la cine moștenești tu sau cum ai obținut... Calmul ăsta, ești foarte stabil, tu ești foarte stabil, tu ești foarte echilibrat, foarte liniștit. Deci sunt momente când... Te mai enervezi câteodată? Da, rare ori, dar mă rog, se întâmplă. Calmul acesta, stabilitatea, probabil am moștenit un piculeț de la tata și cine știe, de fapt, sunt eu același. Pentru că nu văd sens să fiu... Altfel. Da. Să fii calculat înseamnă să fii stabil. Ce ține și de sport, și de emoții, și în viața de zi cu zi. Părerea mea e că trebuie să gândești mult. Adică de 5 ori gândești, odată fă. Așa. Procedează, da. Dar, mă rog, mie îmi place cum sunt eu. Mă simt foarte bine în pielea mea și asta și mă caracterizează. Sigur că da. Și e o calitate de admirat. Da, am mai auzit recent că este o calitate de un adevărat bărbat. Deci asta e.
Denis, mă bucur tare mult că ai ajuns la noi. Sărbători fericite. Te pregătești acum, sau acum câteva zile libere acasă și apoi? Da, acum deocamdată sunt pe un program personal, individual, și după care, după anul nou, revenim la un program normal și avem primul cantonament în munte, în Austria, Mittersill. O să fie un cantonament combinat de luptă și forță. Deci începem startul cu un Grand Slam în luna februarie și se va desfășura la Paris. Cam asta e. Mult, mult succes! Mulțumesc mult! Te mai așteptăm cu mare, mare drag la noi! Mersi! Cu drag! Continuăm, doamnelor și domnilor!